Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou clip. Mulți dintre voi îmi spuneți: Bogdan, fă clipuri cu Pablo. Doar că nu prea am ce să fac cu Pablo. Mă rog, ce clipuri aș putea să fac cu pisica? Adică, iar cineva dintre voi, bineînțeles, ca de obicei, am niște abonați forță care au niște idei super și eu țin cont de ele, dacă îmi place ideea, bineînțeles. Cineva dintre voi mi-a spus pe Instagram: Bogdan, cum ar fi să-l ignor pe Pablo 24 de ore, fără să-l bagi în seamă? Să vedem ce o să facă, cum reacționează. Și am zis, bă, ideea asta merge, ținând cont că Pablo e foarte alintat și îl iubesc în fiecare zi, mă joc cu el la lint, nu există zi să nu-l alint, adică, na, înțelegeți și voi, e foarte răsfățat. Și am zis, bă, cum ar fi ca astăzi să nu-l bag în seamă deloc, să văd ce face, cum reacționează, ce se întâmplă. Chiar mi s-a părut interesantă ideea și am zis, hai să încerc să văd. Acum nu vă promit că pot să rezist toată ziua fără să-l alint, pentru că nu pot, înțelegeți voi ce zic, adică dacă îi vedeți fața când este nervos sau când este supărat, așa el, când este trist, nu ai cum să nu-l iubești, nu ai cum, efectiv te face să-l iubești, indiferent că îți plac pisicile sau nu. Așa că urmăriți-mă pe Instagram la Marius Bogdan, dați-mi acolo un follow să vedeți ce fac în timpul liber când nu postez și acolo puteți să-mi trimiteți idei noi de clipuri. Și nu uitați, apăsați butonul de like acolo în forță să vedem câte like-uri strânge Pablo. Așa că vă las să priviți ce s-a întâmplat ieri cu Pablo când nu a fost băgat în seamă toată ziua. Oare ce zice el acum? Ce are, mă, ăsta nebunit? Nu mă bag în seamă deloc. Cred că s-a plictisit și între timp ce a zis. Dacă ăsta nu mă bag în seamă, măcar să mănânc ceva. Și s-a pus puțin să doarmă. Mă abțin ca să nu-l mângâi, dar chiar nu-l bag în seamă astăzi, toată ziua. Acum. Am rezist cu greu, credeți-mă. Nu trebuie să-l bag în seamă absolut deloc. Deja toarce, nu știu dacă se aude pe filmare. Va pleca dacă vede că nu-l bag în seamă. Doamne, nu știu dacă o să rezist toată ziua, pentru că e imposibil când îl văd așa, credeți-mă. Oare ce-o fi în capul lui? Ce zice el? Bă, dar de ce nu mă mângâie ăsta, nu mă alintă, nu mă bagă în seamă, nu nimic? Haideți să ne ridicăm din pat să vedem ce face. Nu știu de ce, dacă vă uitați la fața lui, e plin de nervi. Bine, și eu aș fi, sincer. E nervos. E nervos. Uite hoțul pe unde a venit. Băi, hoțule. Uitați cine a venit lângă mine, ce fel stă.
Cred că așteaptă să-l alintă, ce ziceți? Bă, ce faci, mă? Bă, cum a sărit pe mine? V-am zis eu că nu rezistă până la urmă. Bă, Doamne. Ia uitați-l. Uitați-l unde s-a pus. S-a pus pe mine aici, s-a așezat. Bă, dați seama ce e în capul lui, ce zice. Bă, dar de ce nu mă alintă ăsta și nu mă bag în seama absolut deloc? Pablo. Deci face ce face numai ca să fie băgat în seamă. Orice, numai să-l bagi în seamă. Cred că s-a plictisit. Îți dai seama, și pe mine m-ar lua nervii să sar așa pe cineva și să, gen, să-i cer atenție și să nu mă bagi în seamă. Plec până la urmă, că asta e. Dar o să se întoarcă, sunt sigur de asta. Ia uitați cine s-a întors. V-am zis eu că se întoarce. Dacă ar putea să vorbească el acum, în momentul ăsta, cred că mi-aș lua numai înjurături. Continu. Nu înțelege ce se întâmplă. Ia uitați-l, v-am zis că face orice, numai să-l bagi în seamă. Uitați-l cum s-a pus lângă mine, uitați-l. Cum stă el aici lângă mine, pe marginea asta aici, așa că este puțin loc. Nu mai să stea lângă mine. Cum să nu-l iubești, spuneți voi. E greu să, gen, să-l ignor toată ziua, nu știu dacă reușesc, pentru că mă topesc. Uitați-l cum s-a pus el aici cu minte lângă mine, doar, poate la limb puțin. Pablo, ce faci, mă? Cum sare el, cum face orice, nu mai să-l bag în seamă. Uitați-vă la el cum stă. Imediat a tresărit cum am ridicat și eu, dacă plec să vină și el, bineînțeles. Cum vine el după mine în continuu. Ai nervi, grasule? Te-am plictisit, te-am enervat? Dar te uiți așa la mine? Și dai din codița aia în continuu? Ai nervi? Dai din codiță în continuu? Unde vii după mine? Unde vii după mine? Ce nervi are? Am avut ceva treabă prin oraș și acum vin acasă. Haideți să vedem unde e grasul. Grasule, ce faci? Haideți să ne punem puțin în pat și noi să vedem dacă vin în pace. Uitați-l pe gras unde s-a pus. Numai ca să nu mai stau eu la laptop. Fiți atenți ce-i trece prin cap. Așa, tati. Că oricum nu te bag în seamă. Ce te uiți așa la mine? Ai nervi? Dai din codiță? A? Ce nervi are? S-a plictisit. S-a pus aici frumos la somn. Uitați-vă la el cum stă. Îl doare la pix. La pix îl doare.
Acum o să bage somn câteva ore pentru că asta face zilnic, e locul lui preferat de dormit. Ia să vedeți cum vine el la mine acum, dacă nu vrea el alintat, e bine. Unde s-a dus, mă? Nu vii la mine? Nu? Ba da? Vrei alintat? Uitați-vă ce față are, ce vrea să se uită la mine. E nervos. S-a răzgândit că oricum ăsta nu mă alintă iar. Mai tare mă enervează. S-a pus aici lângă mine. Ia ulu ce față are, plin de nervi. Să prindem lumina, am fost și eu acum în oraș și acum vin acasă și uitați-l pe mititelul ăsta, obosit. Gata, încheiem ziua, talintă, tati și te iubește, tu știi asta. Ce faci? Ce fa, bă, sonorosule? Ce faci? Hai, toarce puțin, că astăzi nu te-am alintat deloc, că tati a filmat. Doamne, doamne, ți-era dor, Pablo, să te alint? Ți-era dor, sunt sigur. Tati știi că te iubești în fiecare zi. Acum doar a fost un fel de challenge. Salut abonații și spune-le să dea aici un like și vă-l ține ochiul ăsta, e rup de somn. Să dea un like și să pună pe Instagram la story, bine? După cum ați văzut și voi, n-am rezistat toată ziua pentru că atunci când îi vedeam fața aia era ceva gen nu ai cum, nu ai cum să-i reziști, trebuie să-l alinzi, trebuie să-i dai atenție. Așa că, după cum ați văzut și voi în filmare, la un moment dat s-a enervat și era foarte supărat. Vedeam tristețea în ochii lui și am zis, bă, nu pot să mai continui, nu m-a lăsat inima, așa că cam asta s-a întâmplat, probabil toată ziua asta se întâmpla. Stătea supărat și nu mai avea chef de nimic, așa că am decis să închei aici challenge-ul. Oricum, reacția lui ați văzut-o și am văzut-o și eu. Apăsați și voi butonul de like acolo în forță, urmăriți-mă pe Instagram la Marius Bogdan, mai trimiteți-mi acolo idei de videouri, challenge-uri, experimente. Bun, cu voi astăzi a fost Bogdan, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!